Capitolul 15. Tâlharii îl urmăresc pe Pinocchio și, după ce-l ajung, îl spânzură de ramura stejarului uriaș. Atunci păpușica își pierdu curajul. Ba fu chiar pe punctul de a se întinde pe jos și de a se socoti învinsă. Dar, aruncându-și ochii împrejur, văzu în mijlocul verdelui închis al copacilor o căscioară albă ca zăpada. De-aș mai apuca să ajung până la casa aceea, aș fi salvat, își spuse Pinocchio în sinea lui. Și fără să mai zăbovească, începu să alerge prin pădure cât îl țineau picioarele, iar tâlharii continuau să alerge după el. După o cursă deznădăjduită de aproape 2 ore, ajunsese cu sufletul la gură la poarta casei celei mici și ciocănită are în ea. Nu răspunse nimeni. Pinocchio ciocănea într-una cu putere pentru că auzea apropiindu-se zgomotul pașilor și răsuflarea greoaie și obosită a urmăritorilor săi. Aceeași tăcere. Dându-și seama că ciocănitul nu folosește la nimic, păpușica a început, într-un moment de disperare, a izbi cu picioarele și cu capul în poartă. Atunci apăru la fereastră o frumoasă copilă cu ochii albaștri și cu fața albă ca a unei păpuși de ceară. Avea însă ochii închiși și mâinile încrucișate pe piept și, fără să miște buzele, rosti cu glas subțirel care parcă venea din altă lume. În casa asta nu e nimeni. Toți am murit. Deschide-mi tu cel puțin, se rugă Pinocchio plângând. Și eu sunt moartă. Moartă? Atunci ce faci acolo la fereastră? Aștept să vină coșciugul să mă ridice. După ce vorbi astfel, copila dispăru și fereastra se închise. O, frumoasă copilă cu părul negru albăstrui, strigă Pinocchio. Te rog, deschide-mi. Fie-ți milă de un nefericit urmărit de tâlp. Dar nu apucă să termine vorba, că fu înșfăcat de gât și aceleași 2 voci răgușite mormăiră amenințător. Acum nu ne mai scapi. Păpușica a văzut moartea cu ochii. Fu cuprinsă de un tremur puternic încât încheieturile picioarelor de lemn și cele 4 monede pe care le ascunsese sub limbă se scuturau și ele. Vrei ori nu vrei să deschizi gura? Îl întrebară tâlharii. Aha, nu răspunzi. Las pe noi. De asta dată o să te facem să o deschizi. Și scoaseră 2 cuțite foarte lungi și ascuțite ca un brici și, țac, dădură 2 lovituri în șale. Dar spre norocul ei, păpușa fusese cioplită dintr-un lemn de bună calitate, așa că tăișul cuțitelor se rupse în 10 de bucățele, iar tâlharii rămaseră cu mânerele în mână, privindu-se între ei. Am înțeles, spuse atunci unul dintre ei, trebuie să-l spânzurăm. La spânzurătoare. Să-l spânzurăm, repetă celălalt. Zis și făcut. Îi legară mâinile la spate, îi petrecură un laț în jurul gâtului și îl spânzurară de craca unui copac mare numit stejarul uriaș. Apoi tâlharii se așezară în iarbă așteptând ca păpușica să-și dea ultima suflare. Dar după 3 ore de așteptare, Pinocchio avea încă ochii deschiși, gura închisă și dădea din picioare mai abitir ca altădată. Tâlharii, care se plictisiseră până la urmă, se întoarseră spre Pinocchio și îi spuseră râzând batjocoritor. Adio, pe mâine! Când ne vom întoarce mâine aici, să sperăm că ne vei face plăcerea să te găsim mort și cu gura căscată. Și plecară. Între timp se stârnise un vânt puternic, un vânt din nord care, suflând și urlând cu furie, îl arunca în dreapta și în stânga pe bietul spânzurat, legănându-l cu forță precum limba unui clopot care dangăne a sărbătoare. Și acea legănare prelungită îi pricinuia dureri mari, iar lațul se strângea tot mai mult în jurul beregatei și îi tăia respirația. Treptat, treptat, vederea îi se tulbură și, cu toate că simțea cum îi se apropie moartea, mai spera ca vreun suflet milos
să apară dintr-o clipă în alta și să-l scape. Dar până la urmă, când văzu că nimeni, chiar nimeni, nu-i veni într-ajutor, își aminti de bietul său tată și aproape muribund bâlbâi. Vai, tăticule, dacă ai fi aici, puterile îl părăsiră și nu mai putu adăuga nimic. Ochii se închiseră, gura îi se deschise, își întinse picioarele și, scuturând cu putere din cap, rămase acolo nemișcat.